De ce te strâng? Nu te mai strâmba, nu te mai strâmba. Ce mai ai de zis? Ce să zic? Și unde vreau să ajung? Nu știu. Cred că e un pic cam vag ce-am vorbit. Da. Da, și e super frumos aici în România. E multă verdeață. Da. Copaci, e natură. Salutare! Bună! Eu sunt Cristi. Eu sunt Corina. Și ne-am gândit că am dorit să facem videouri și despre alte subiecte. Canalul lui este strict despre afaceri, business, startup, iar al meu este despre DIY. Însă vrem să elaborăm mai multe subiecte și în consecință ne-am gândit să filmăm așa un fel de podcasturi în care discutăm despre anumite teme. Da, foarte frumos. Da, ai deschis foarte bine ceea ce vrem să facem. Acesta este un format nou de video pe care vrem să-l testăm, să vedem dacă vă place, dacă nu vă place și dacă o să vă placă, o să mai facem. Dacă nu, o să facem altceva. Sau poate să continuăm asta pentru că ne place nouă. Da, sau poate să continuăm. Da. Și aveam și un subiect pentru astăzi pe care am vrea să-l abordăm. De fapt, eu m-am gândit să-l abordez și am invitat-o și pe soția mea să discutăm împreună despre acest subiect și să ne spunem părerile. Subiectul era legat de ce pleacă românii în străinătate și de ce și eu, la un moment dat, am plecat sau am fost nevoit să plec în străinătate și mă gândeam așa care a fost motivul și probabil că ăsta este oarecum mai general valabil așa. Și motivul a fost pentru că îmi doream mai mulți bani, îmi doream să câștig mai mulți bani și să am un nivel de trai mai bun decât aveam în acel moment. Și probabil că pentru majoritatea oamenilor se întâmplă asta, se gândesc să plece undeva unde se câștigă mai bine, să poată să-și întrețină familiile, să poată să-și cumpere lucrurile de care au nevoie și, într-un cuvânt, să aibă un trai mai bun, pentru că nu găsesc o soluție cum să facă acest lucru în România. Deci toți cei pe care îi cunoaștem și care au plecat în străinătate, cred că motivul principal este ăsta. Nu neapărat că vor să se ducă că acolo e mai frumos, ci pentru că au nevoie să își întrețină familiile și să câștige mai mulți bani, până la urmă. Și nu găsesc o variantă, o metodă prin care să facă acest lucru aici în România. Sau nu li s-a prezentat, nu au fost inspirați de alte persoane să facă și altceva. Sau să găsească o variantă, da, prin o metodă, pentru că probabil că dacă sau, nu știu, dacă te duci să te angajezi undeva, câștigi un salariu care probabil că de cele mai multe ori nu este suficient să satisfaci toate nevoile. Pe de altă parte și din perspectiva cealaltă a antreprenorului, că ăsta este un canal, o pagină de Facebook pentru antreprenoriat. La fel, deși aparent pentru cine nu și-a deschis o afacere pare totul super ușor și super simplu și câștigi o grămadă de bani foarte repede, de cele mai multe ori, sau să zic în majoritatea cazurilor, nu este chiar așa. Până ajungi să scoți bani din firmă, durează. Deci să fii antreprenor și să-ți deschizi o afacere, cu siguranță nu înseamnă, cel puțin prea curând, că ai mai mulți bani, ci s-ar putea ca din contă să ai mai puțin bani. Și lucrul ăsta poate descuraja și te poate împinge, cum m-a împins și pe mine cu gândul în acel moment, să plec din țară. Pentru că am zis că așa o să câștig mai mulți bani și o să fie mai ușor. Da, ai zis că acum vreo 10 ani ai plecat. Lucrul ăsta s-a întâmplat acum vreo 10 ani, în momentul ăla, și atunci aveam o afacere la care am renunțat pentru că mă săturasem, eram și angajat în același timp la o firmă. Bineînțeles că nu aveam suficient de mulți bani și îmi doream să am mai mult ca să-mi permit tot felul de lucruri. Și la vârsta aia, na, îți și doreai tot felul de lucruri. Că acum aveam 10 vreo ani, vreo, nu ne cunoșteam atunci, da, acum aveam 10 vreo, ani. Aveam vreo 23 de ani și na, îți doreai o mașină sau o mașină mai bună, îți doreai o casă poate și așa mai departe. Ei, și am plecat tocmai din această cauză. Și probabil că foarte mulți oameni au făcut chestia asta, la fel ca mine, și mulți au rămas acolo, nu s-au mai întors. Eu m-am întors pentru că am avut o dorință așa arzătoare de a-mi redeschide un business al meu. Și am vrut să mă întorc aici în România, un oarecare sentiment de naționalism, să zic așa. Și mi-a fost dor după un an de zile acolo, cumva,
de țara mea, să zic așa, și de ceea ce aș putea face aici. Văzând de acolo, cumva, mai multe oportunități aici, pentru că în țara în care am fost acolo, fiind mult mai evoluată, părea mult mai greu să-ți deschizi tu un business. Aici, fiind tot felul de probleme și tot felul de neajunsuri, părea mai ușor și mai fezabil să deschizi un business aici. Și aici ai un avantaj. Deci, lăsând la o parte toate lucrurile rele și negativiste și așa, avantajul de a avea ce să construiești, pentru că nu-i mai nimic, sau cel puțin și acum 10 ani, chiar că era aproape nimic, să zic așa, și asta însemna oportunități pentru cine dorea să facă ceva, putea să construiască, să apuce să deschidă un business. Bine că în 2010, asta v-am să zic, legat de persoane care să îți spună, uite, poți să începi o afacere aici, nu ai nevoie de extrem de mulți bani, poți să pui bazele unei afaceri, chiar și online, chiar și offline, și nu aveai foarte mulți mentori sau persoane care să te inspire, cel puțin în 2010, nu știu când a venit Facebook-ul, cred că prin 2006-2007, oricum da, era da, la început. Da, în 2010 era Facebook era extrem da. De puțin popular. Nu știu dacă avea un milion, două de milion sau două milioane de persoane, da. Nu cred că erau pe Facebook și acum 10 milioane. Da, iar informațiile nu circulau atât de repede, nu aveai acces la atât de multe persoane care să zică, uite, eu am făcut, am început de jos, într-adevăr, în sensul că acum 10 ani nu existau atâtea persoane publice și în mediul public. Adică doar la televizor mai era Alena Reilor pe TVR1. Cred că a fost prima emisiune de afaceri pe care am văzut-o la TV. În rest, nu prea erau atât de multe. În schimb, astăzi găsești tot felul de cursuri, poți să te duci să întrebi chiar și persoane extrem de realizate, să le zic așa, care au făcut foarte multe lucruri și poți să intre printr-un mesaj privat și mulți dintre ei și răspund. Da, chiar asta mi se pare un punct de vedere cu care sunt și eu de acord și mi-aduc aminte că prin 2007, 2008, 2009 majoritatea informațiilor mi le luam din cărți. Deci chiar din cărți și mi-aduc aminte când cumpăram tot felul de reviste, Forbes, Ziarul Financiar și așa mai departe. Acum nu mai există așa ceva, acum totul citești pe net, pe Facebook, urmărești videoclipuri pe YouTube, dar atunci chiar nu aveai acces la, adică aveai acces, dar cum să zic, nici, nu erau persoane care să se afișeze sau, nu știu, acum sunt tot felul de antreprenori care au pagini de Facebook, care postează tot felul de lucruri online. Și chiar conținut de calitate gratuit din care poți să înveți. Poți să înveți cum să construiești un business de la zero, de la majoritatea informațiilor fiind gratuite și de asemenea găsești și cursuri plătite. Păi în 2010 nu știu dacă era vreun curs. Deci nu, probabil că aș fi de auzit. Fapt, nu cred că nu era neapărat, doar că ok, nu era, dar nici lumea nu era pregătită pentru așa ceva, să plătească bani pentru ceva ce, nu știu, ceva ce nu vedeau propriu zis. La librărie te aduci, cumperi o carte, o vezi, așa, un curs online sau un curs care nu-ți vinde ceva fizic, probabil să părea ceva așa și nu ar fi plătit. De exemplu, dacă ziceai acum 7 ani că poți să te duci la un curs de 1000 de euro, probabil să părea că, wow, cum să plătesc atâția bani. În schimb, da. Cursul ăla poate să-ți ofere șansa să te dezvolți și să îți câștigi în câteva zile 1000 aia de euro. Și mai era o problemă, cred eu, adică o limitare oarecum, că nu prea avea cine să te inspire. Adică, ok, tu voiai să faci, în afară de cărți, că și eu am citit tot felul de cărți care m-au inspirat să mai departe, să dezvolt un business, să-mi doresc lucrul ăsta, să vreau să fac mai mult, dar atunci, în afară de cărți, și probabil că nu foarte, foarte mulți așa citeau, nu aveai de unde să te inspiri. Noi nu aveam modele. Practic. Deci te uitai, modelele pe care le găseam erau din America și mai mereu atunci când povesteam cuiva sau, cum să zic, dădeam mai departe informația și spuneam, uite ce chestie tare a făcut nu știu cine, antreprenorul respectiv fiind din America sau din altă țară, primeam răspunsul descurajant, să zic așa, că, păi da, dar noi trăim în România, nu trăim în America. Și chestia asta cumva
nu te făcea să te gândești, să crezi că poți tu să faci ceva, nu știu, doar dacă poate că erai într-un mediu, aveai norocul să fii într-un mediu în care chiar poate un mediu de business, să ai în jurul tău prieteni care au făcut business-uri și care să fie pe aceeași lungime de undă cu tine și să înțeleagă despre ce e vorba și să te încurajeze, nu să spună piedici, să spună că da, chestia e în America, dar aici revin-o cu picioarele pe pământ și gândește-te că trăiești în România, nu trăiești în America și chestia aia nu se aplică și nicio chestie nu se aplică. Într-adevăr, sunt unele chestii care nu prea se aplică. În comparație, acum, după cum spuneam, tot felul de antreprenori, mai mici sau mai mari, îi găsești pe Facebook și vezi că se poate, te încurajează, poți să le pui întrebări. Deci, la majoritatea antreprenorilor care au profile de Facebook publice, poți să le trimiți un mesaj și cred că în proporție de 99,99% o să primești un răspuns la acea întrebare. Ceea ce e o chestie de care cred că toți ar trebui ca să profităm, toți cei care vrem să dezvoltăm un business, să facem ceva. Și de aceea cred că acum sunt mult mai multe oportunități, chiar și în România, să faci ceva. Chiar dacă de multe ori ne simțim descurajați așa de mersul lucrurilor, să spun așa, poate și în politică, poate și în alte zone, dar pe de altă parte, atâta timp cât nu ne implicăm acolo să schimbăm ceva, nu cred că avem altă variantă decât să facem ceea ce putem cu ce avem și unde suntem. Că vreau să zic legat de plecatul ăsta din țară, cred că mulți dintre voi, ca și mine de altfel, face parte din generația copiilor a căror părinți au plecat din țară. Mama mea a fost plecată vreo 4 ani din țară, tocmai pentru că în România nu găsea un job care să îi permită să ne întrețină și moment în care eu aveam vreo 13 ani și era exact perioada în care teoretic ar fi trebuit să fie în viața mea, pentru că atunci mă dezvoltam. Dar neajunsurile au împins-o în zona respectivă, să se ducă în altă țară să muncească ca să poată să vină aici să ne întrețină pe noi. Erați trei frați și da, să poată să vă întrețină la școală, la facultate. Da. Cheltuielile erau destul de mari, salariile erau destul de mici exact. În România și și pentru ea și generația ei, aici voiam noi să ajungem de fapt, informațiile astea nu au venit foarte ușor, ei nu aveau acces la informații cum avem noi în momentul de față. Ei nu aveau acces să vadă niște mentori, niște persoane care au realizat ceva, să le zică, da, să fie inspirați, să zică, uite, mă, poți și tu să faci chestia asta. Ei luau așa, na, probabil venind și din zona comunismului în care trebuia să se ducă la un job, partea de antreprenoriat nici nu le trecea prin cap. La foarte mulți. Da, nu... foarte puțin. Da, și acum provocarea reală este să și credem. Acum avem exemplele alea, vedem că se poate, vedem la alții, avem acces mult mai ușor la informație gratuită, în mare parte. Provocarea este să și credem și să trecem și la treabă și să o punem în aplicare. În principiu să trecem la treabă. Asta e chestia și să nu ne lăsăm, că mai mult ca sigur rezultatele ca și la noi n-au apărut în niciun caz imediat și am muncit foarte mult și de multe ori am mers 3 pași înainte și la un moment dat am mers 5 înapoi și eram super descurajați, câteodată mai că ne venea să renunțăm, dar întotdeauna undeva am crezut că se poate face treabă și am continuat să mergem înainte. Și asta e chestia, să și credem că se poate și să nu dăm cu piciorul la oportunitatea care acum chiar este în România și aceea de a avea acces la aproape toți antreprenorii care activează în România. Și nu numai în România, și în afară. Și în afară, la fel, și în afară. Deci este o oportunitate destul de bună. Și cumva să încercăm să rămânem și să încercăm să construim etic, frumos, business și activități economice care să aducă valoare, pentru că altfel nu văd cum ar putea țara să se dezvolte fără aceste inițiative pe care tot noi trebuie să le avem.
n-avem de la cine altcineva să ne așteptăm să, să le facă pentru noi. Da, într-un fel eu consider că faza cu plecatul din țară este puțin... E și ca o renunțare, dar în același timp nu e chiar așa, pentru că da, trebuie să faci orice ca să te descurci, ca să-ți întreții familia și diferă de la caz la caz și unele cazuri sunt chiar, chiar triste sau dramatice, să zic, în care părinții trebuie să plece și ca și la tine. Părinții trebuie să plece pentru că chiar nu au variante și și acum se, încă se pleacă foarte mult, deci foarte mulți oameni aud că vor să plece și chiar și tineri, pentru că deși au exemplele și e ușor de accesat, nu mai au încredere. Da. Pentru că văd atât de multe probleme și n-ai cum oricât ai vrea să treci pe lângă ele și să spui nu, eu nu, nu am treabă, și... cum să zic, nu sunt influențat și nu mă afectează și eu îmi văd de treaba mea și o să reușesc. La un, într-un fel sau altul tot ești influențat și unii se satură și pleacă și renunță să mai lupte aici. Se duc să lupte în altă parte și să creeze valoare pentru alte țări. Și chiar și colege, unele colege de-ale noastre de la muncă, de la firmă, da, au ales să plece și l-am înțeles și ne-a părut rău că nu am avut posibilitatea să le oferim niște condiții și un salariu suficient de mare, pentru că pur și simplu nu aveam cum și deocamdată nu avem cum. Dar căutăm soluții, cum să creăm suficientă plus valoare, astfel încât și noi și persoanele cu care colaborăm să poată să beneficieze de cum să zic, de să-și permită să aibă un nivel de trai în România suficient de bun. Suficient de bun. Aici e provocarea. Cam asta e cu plecatul din țară. Noi vrem să rămânem și să facem tot ce se poate. Sau cel puțin încercăm să rămânem. Tot ce se poate și să construim. Nu, să zicem, nu cred că o să zicem nu. Atâta timp cât poate și plecatul ăsta din țară o să fie o oportunitate. Cine știe, nu o să zicem nu. Pentru că în general nu spunem nu la chestii, la oportunități. Poate o să plecăm, poate nu o să plecăm. Oricum noi o să încercăm în continuare aici să facem cam câte putem. Ne place să atragem în jurul nostru persoane care la rândul lor sunt pasionate de aceleași lucruri, de aceleași subiecte. A fost un videoclip frumos. Sperăm să vă placă și vouă. O să mai facem. E o experiență nouă. O să testăm tot felul de lucruri și da, o să le postăm să le vedeți și voi. Și dacă dacă vă plac, ne-am bucurat să ne dați un like sau la pagină, să avem și noi subscriberi mai mulți și să ducem cumva mai departe cultura asta și mentalitatea pe care eu zic o avem, de a construi ceva util, de a face ceva și, cum să zic, și împreună, pentru că singur e destul de greu, adică când faci lucrurile, cum era vorba aia, unde-s mulți, puterea crește. Dacă trag și în aceeași direcție și se înțeleg. Da, asta cred că e cel mai important, da, că atunci când se unesc mai multe persoane, rata succesului este mult mai mare, pentru că, na. Sau mai mică, pentru că se ceartă și nu mai fac nimic. Dar România. Depinde, este bine să-ți alegi oamenii lângă tine, da, după chipul și asemănarea ta. Da, în general să fii compatibil cu oamenii cu care lucrezi, pentru că este ok să te gândești la partea financiară, însă dacă unul dintre ei se gândește doar la partea financiară și celălalt se gândește doar la dezvoltare, atunci practic sunt două viziuni diferite și fiecare o să acționeze în sensul respectiv. Așa, dacă ambii se gândesc la partea de dezvoltare, cum și noi ne-am gândit când am început a doua afacere, de fapt, că prima a eșuat. Așa, noi ne-am gândit doar să facem ceva care să inițial să ne aducă un venit și după aceea ne-am construit o mică echipă și totul a fost ok într-un final. Dar asta e, am avut viziune asemănătoare, nu ne-am gândit, gata, trebuie să facem bani. Să ne luăm BMW. Da, să ne luăm mașini, case și alte lucruri. Nu, ne-am gândit să
avem să reinvestim. Da, tot profitul nostru a fost reinvestit și... La un moment dat să ne permitem să donăm pentru da. Tot felul de asociații, să facem niște lucruri care să conteze. Da. Adică nu doar să, să facem noi bani și să ne distrăm și să... Normal că o parte trebuie să o ai și pentru dezvoltarea ta și pentru ce-ți dorești și așa mai departe, dar nu ăsta să fie scopul în sine, scopul final, adică tot ce fac, fac ca să mă îmbogățesc eu și atât. Nu, dar acum vorbeam despre viziune, de faptul că... Da, adică am avut o viziune să facem ceva care să... Am avut viziune asemănătoare, la asta mă refer și... Da. În general, când pleci la un drum din ăsta de business, să te asociezi cu oameni cu aceeași viziune. Da, mulți ne-au spus că e o mare greșeală să te asociezi în familie. Da. Dar probabil că erau oarecum limitați de experiențele lor. Da. Și atunci... Da, probabil și noi dacă aveam o experiență asemănătoare, probabil ziceam că nu este ok. Probabil că la ei viziunile nu și convergeau. Noi la început, și noi la început am zis că nu putem să lucrăm unul cu celălalt, pentru că avem personalități relativ diferite, dar ne-am completat foarte bine. Da. Eu eram mai mult pe partea practică, iar el era pe partea... ce parte? Economico-financiară. Economico-financiară. Economico-financiară și administrativă. Da, și cu o viziune mai amplă asupra... Pe partea economică să facem, să dregem. Acum mi-ai stricat flow. Nu, dar era bun. Și noi la început am zis că nu o să putem să lucrăm împreună, însă amândoi am contribuit cu câte ceva, eu mai mult pe partea practică, el mai mult cu... cunoștințele lui din domeniul de business, pentru că el avusese și alte afaceri înainte și știa cu ce se mănâncă, cum s-ar zice, iar eu nu am mai avut experiențe de genul ăsta. La nivelul la care eram. Da, la nivelul la care eram și ne-am completat foarte frumos. Dar cred că există și cazuri în care se întâmplă să nu se completeze partenerii foarte bine și nu este un lucru rău. Asta e, fiecare în funcție de cum... Ce nu este un lucru rău? Dacă partenerii nu pot lucra împreună, nu da, trebuie nu, să nu forțeze. Da, dar nu e obligatoriu, da. Gata să lucrăm împreună. Da, nu trebuie la să forțeze chestia asta. La noi s-a și întâmplat, adică a fost oarecum și o întâmplare, că deja eu aveam un business și... Când ne-am mutat noi împreună, tu voiai să-ți cauți de lucru și cumva, ca să vezi, nu ai găsit. Și atunci am încercat să lucrăm împreună. La început am crezut că nu o să meargă și după aia, ușor, ușor, am văzut că putem să ne înțelegem și putem să lucrăm și a fost ok pe total. Deci cumva să zicem că a fost și o întâmplare. Dacă a fost întâmplare, am lucrat amândoi. Adică poți să te și mulezi așa unul pe altul. Nu poți să zici, gata, da. Eu nu pot să fac chestia aia. Da. Până la urmă trebuie să facem ce avem de făcut și... Să încheiem, cred că deja este foarte, și nouă, și foarte lung videoul, da. Dar având în vedere că este primul video, cred că este... Cred că am divagat pe tot felul de subiecte, dar e primul și asta e. N-are cum să iasă din prima ceva extraordinar, de da. Bun, dar de la 1000 încercare. Video încolo ar trebui să fie super tare. Nu știu, sperăm să vă placă tipurile astea de videouri și... Rămâneți în țară și apucați-vă de treabă. Da, da. Și poate colaborăm. Da, să facem ar fi ceva... super. Noi chiar vrem să atragem lângă noi oameni care vor să facă da. Chestii. Nu numai pe business, în general idei, tot felul pozitive. De idei pozitive și da, da, da. Încercăm să ne înconjurăm de oameni cât mai pozitivi. Acestea fiind spuse, v-am pupat. Și ne vedem data viitoare. Salutare. Pa. Pa.